Însă laș se construiește din ce în ce mai mult. Potrivit datelor oficiale, numărul autorizațiilor de construcție eliberate în luna mai 2018 a fost cu peste 50% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, tendința a fost una de creștere și pe parcursul anului 2018. În mai s-au eliberat cu aproape 40% mai multe autorizații decât în aprilie. Cel mai mult se construiește la Zalău și la Șimleu, Silvaniei. Potrivit datelor de la Direcția Județeană de Statistică Sălaj, în luna mai 2018 au fost eliberate 47 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere cu 51,6% față de luna corespunzătoare din anul precedent. Comparativ cu luna aprilie 2018, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a crescut cu 38,2%. Cele mai multe autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale au fost eliberate la Zalău și la Șimleu, Silvaniei. În schimb, autorizațiile de construire pentru clădiri nerezidențiale eliberate în luna mai 2018 au scăzut cu 25% față de luna corespunzătoare a anului precedent, iar autorizațiile pentru extinderi la clădiri nerezidențiale existente au crescut cu 25%. De asemenea, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri nerezidențiale în luna mai 2018 a scăzut cu 14,3% față de luna aprilie, iar numărul autorizațiilor pentru extinderi la clădiri existente s-a menținut la același nivel.